De asemenea, s-a mai adoptat în ședința de guvern o mărire a alocației de hrană în spitale, având în vedere evoluția prețurilor la mărfurile alimentare din 2008 până în 2016. Din 2008 nu s-a mai făcut această modificare. Așadar, guvernul a majorat alocațiile de hrană din spitale. A fost făcută o consultare cu medici specialiști nutriționiști de la Institutul de Boli Metabolice și Nutriție, de la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului și alte institute. A fost luat în considerare indicele prețurilor de consum în perioada mai 2008 și iunie 2016, o creștere cu 108%, dacă nu mă înșel. Alimentația, așadar, este, alimentația bolnavilor este foarte importantă și în tratament, de asta a fost făcută această modificare. Au fost adăugați, pentru prima oară, bolnavi în regim de hemodializă pentru această hrană în spitale. Dacă mai sunt